Sunt fericită. Mă așteptam să fiu eliminată. Pentru că am transmis un mesaj tuturor celor care mă cunosc și nu sunt puțini acei oameni care mă cunosc. Și mă bucur foarte tare că au înțeles mesajul meu. Nu știu dacă am dezamăgit pe cineva de acasă prin plecarea mea. Ideea e că pe mine mă interesează întotdeauna părerea familiei mele, în primul rând, și la urmă, oricum, dacă eu vreau să fac ceva, aia fac. În general, nu prea țin cont de părerile altora. Poate e greșit, poate nu, dar eu sunt fericită pentru ceea ce am făcut eu până acum. Da, plec schimbată de la Survivor. Am învățat că pot să trăiesc și cu două linguri de orez pe zi și cu multă apă, ceea ce n-am încercat până acum. Chiar dacă foamea, mă rog, a scos părțile sensibile, pot să spun, din mine, pentru că de obicei și cei care știu cum sunt eu, sunt o fire foarte puternică, deloc sensibilă, dar pentru unii, probabil, foamea la unii se manifestă altfel, scoate ce mai urât din ei. Din mine a scos ce mai sensibil. Schimbată în bine, eu spun că în bine, și cu o familie nouă, familia Survivor. E greu să spun că voi susține pe cineva anume din echipa mea, pentru că m-am înțeles cu toții extraordinar de bine și asta cu siguranță au văzut-o și cei de acasă. Specială pentru mine pot să spun că a fost Alexandra Porcolab. Poate că, na, fiind de vârste apropiate și o chimie mai mare între noi două, mame amândouă, deci Alexandrele, Ursa și cu Alin m-am înțeles bine, cu Luciana, cu Moromete, cu Robert, cu Alexandra cealaltă, Crișan, un om extraordinar. Deci chiar nu pot să spun că voi susține pe cineva anume, dar pot să spun că da, îmi voi susține echipa. Plec cu un regret de aici. Plec cu regretul că nu am reușit să fiu de la începutul competiției. Poate pentru mine ar fi fost altfel. Ar fi fost altfel să evoluez împreună cu echipa mea, deodată. Așa, singură, indiferent în ce situație aș fi fost, întotdeauna, la orice s-ar fi întâmplat, eu eram cea nouă. Și, practic, cea mai slabă din echipă, pentru că eram cea nouă. A fost un vis care a devenit realitate, un vis de câțiva ani de zile. Nici acum nu vine să cred că sunt aici și eu chiar sunt aici. Sunt așa într-un extaz și n-aș vrea să mă trezesc din visul ăsta pentru că am trăit lucruri, momente extraordinare. Nu am venit aici cu amintiri, plec cu un bagaj plin de amintiri frumoase, amintiri pe care nu am cum să le explic în cuvinte ce înseamnă să te ții de mână cu echipa ta în apă, în marea, marea Caraibilor, privind apusul. Deci sunt lucruri care, uite, de exemplu, dacă aș fi avut telefonul, nu m-aș fi bucurat de lucrurile astea și nu aș fi văzut lucrurile care le-am văzut, le vedeam prin telefon. Copilul meu este cea mai mare motivație pentru mine și sunt sigură că e foarte mândru că mama lui a făcut parte din familia Survivor României.